Este periculos, de fiecare dată când am făcut videoclipuri cu gaz, v-am sfătuit să nu faceți chestia asta acasă. Doar supraveghează cineva. Și nici acasă la altcineva. Și nici măcar. Hai, mănuș, uite și ochelarii, eu aveam deja. Noi ești și mască. Da, nu știu dacă te aștept foarte tare. Nu știu, cum vrei tu. Și Bogdan are. De frig. Bă, mănuș, la mine, sucurile aici. Bine, am scos fix apa minerală prima oară când am pus mâna. Ia uite, popcola, purta. Avem și popcola pe zonă. O să te ajut eu, frate, zic eu ce trebuie să alegi. Da, mă, fii atent. Deci e prima oară când arunc, dar să nu am... Ai mai făcut? Salutare tuturor și bine ați revenit, fraților, la un nou vlog. Astăzi suntem cu Dima aici pe zonă. Asta e că e cu folie. Hai că e bine. Trebuie să îi dea folia jos. Îi mulțumesc mult că a venit și participa la acest vlog. Astăzi vom face un concurs în care lansăm gaz, băieți, ați auzit bine, îl învățăm pe Dima să lanseze sucuri cu gaz, pentru că este prima oară când face chestia asta. N-am mai făcut-o până acum. Și pentru că este invitatul meu, o să las pe Bogdan din spatele camerei să-i dicteze cam ce ar trebui să aleagă. Da, frate. Pentru că tema jocului va fi în felul următor. Vom lansa sucurile de gaz de la linia asta și cine ajunge cel mai departe cu sticla? Încolo. Deci trebuie să ții în poziția în care să se ducă cât mai departe. Nu am aburit ochelari. Deja? Pe cu masca. Trebuie să dai masca, masca jos. Că de aia. Oare cine dă cel mai departe? Cine? Bă, acum fii atent dacă te ajută Bogdan. Bă, și dă ia că dă masca. Dacă te ajută Bogdan și alegi sucurile corecte, eu zic că ai mari șanse. Ai mari șanse, că totul se bazează bine, pe sucul pe care îl alegi. Bine, să știi să-l pui acolo. Mă rog. O să-i arăți tot tu chestia asta. Fii atent, avem aici recipientul, răsturnăm gazul și revenim direct. De fapt nu, hai să facem alegerea, Badan. Stai și că eu am etichetă aici. Fii atent, facem alegerea. Acum o să-l las pe Dima să aleagă primele 6 sucuri, pentru că sunt 12, 6 okay. El, 6 eu. Vino că zic eu acum, stai așa. Ia berea. Așa. Pop cola ial, că și ăla e bun. Fii atent, Pepsi, apă minerală. Bă, dar nu-i dai pe toate, nu fii prost și tu. Care e mai bun? Și acum te las pe tine să-ți mai alegi. Păi mai am aici, le-am ascuns. Ia. Astea sunt acidulate, nu? Le-am lăsat aici. Cu ce e aia? Caută cola zero, caută cola zero. Ăla e cola zero. Cum, și-a luat? 2, 4, 6. Așa. Asta e alegerea? Ăstea sunt a lui, da. Și ăstea sunt a mele. Da. Deci fii atent, te zic de acum, din start. Trompete. Gata, te-ai dat la fund. Mai invitatul tău e... Da, a dat-o la din ăstea, gata, a început, ai văzut, da? Aici, băi, nu mai faci așa. Băi, gata, acum ai văzut, ai început cu vrăjeală. Aici o să strângem, în punga asta, o să strângem la urmă gunoaiele. Bam, frumos, ne apucăm să descărcăm gazul. Descărcăm gazul. Gata, că de acum, băieți și fete, procesul, că... intervine și o problemă, dar nu le fac aici o paranteză. A venit iarna, s-a dat ora. Iar afară la ora 4:30-5 deja e beznă. Și ai, mă, ești nebun, mie nu-mi venea să cred cât e ceasul la ora asta, ești nebun. Deja se întunecă, îi dăm forță. Fii atent acum. Așa. Deci, deja s-a speriat, l-am văzut, s-a ridicat, s-a dat în am văzut că bagă patentul acolo în gaz. Fii atent, trebuie să bagi aici în interior. Dă că fac eu dacă nu. Nu bag eu, mă, nimic acolo, ești nebun. Ba, da, fii atent, tu pui acolo și eu cu bricheta pe lângă tine. Da. Bubuie, nu dacă zic. Dai seama, sari în cap. Uite, mă, și așa descarci gazul în interior, înțelegi? Așa. Și aștept. Rămâne ca o apă, așa este tot? Da. Trebuie să descărcăm toată butelia asta. Tu din gazul faci lichid? Da. Păi înăuntru acolo, dacă te uiți pe... O să rămâne ca apă, așa. Da. Uite, să vezi. I-ați dat drumul? Fii atent, deja am răsturnat aici. Se vede, da? Ăsta se evaporă, deci trebuie să ne mișcăm cât de cât repede. Așa cum ce trebuie să fac? Fii atent, da, câte băți acum, spargi. Nu, eu dau primul. Vrei să dai primul? Norocul începătorului, păi da. Da, mă, frate. Bă, dar câte sucuri luăm? Două? 6 a luat, băi. Fanta asta l-a luat două ori. Începi cu apa minerală. Ia apa minerală. Deci îl las pe Dima să înceapă, da? Ia apa minerală. E alegerea voastră, e alegerea ta, Dima. Dă capa cu jos și desfă-o și răstoarnă cam atâta din ea, uite, cam atâta. Că și aici e o șmecherie, nu răstorn prea mult. Dă-i. Ia, arată puțin să văd. Mai dă-i puțin. Mai. Dă-i. Mai dă-i, cum zic eu. Bă, dă-i, cum zic eu. E ăla că și după gata. Un curs. Gata. Și ăla că e educațional, învățăm. Lasă așa, cum zic eu, hai să vezi. Așa. Ascultă-mă. Vede. Și acum cu buza asta de aici, vezi că el face așa, dacă îl strângi, trebuie să torni, dar foarte încet. Vede. Mult. Bă, cam cât vrei tu, dacă cât mai mult, cu atât se duce mai tare, ca să știi. Deci doza asta trebuie să ne ajungă la vreo 3 sticle, 4 sticle. Hai că zic eu când stop. Ușor. Dacă tori mult odată, e gata. Perfect. Ajunge. Să nu întorci sticla aia. Mai pun. Aia o ții în mână. Mai pun? Gata, ajunge. Fii atent, aia nu întorci, aia o lași așa. Țin-o dreaptă. Fii atent. Cum să zic, uite, o vezi pe asta? Da. O iei, asta trebuie să întorci așa aici.
Fără dop. Ridică-l așa drept, dă-te un pic mai încolo. Fii atent. Deci asta e poziția, uite-te cum stai tu acum. Da. Și sticla trebuie să o aduci repede și aici o ții o secundă. Dar în poziția asta, vezi, ca să se lasă. Nu o ții strâns, că dacă o ții strâns nu mai pleacă din mâna ta. Trebuie să ții așa foarte lejer. Fii atent, ascultă-mă. Ai întors-o, așa. Păi de ce nu țin așa cu două? Așa e, mai bine așa. Așa, perfect. Dar las-te mai jos, că stai te prostești. Nu, fii atent, las-te pe vine, cum zic eu. Fă după vine. Hai. Gata, stai mă așa, că bă, nu înțeleg, mă, frate. Bă, ascultă-mă. Na. Fii atent, mă, trebuie să, primul. Ți-am zis, trebuie să fii mai aproape. Uite, iau ăsta de experiment, îl pun la mine cum ar veni, da, ăsta e a meu. Hai. Vărs din el. Da. Suficient, pun din ăsta aici. Eu am vărsat mult mai mult. Ok, suficient. Eu zic să te dai acum în partea asta aici. Ai înțeles care este mecanica? Deci, jos, trebuie să-l ții cât mai jos, cât mai jos să fii. Ca să se ducă încolo. Că dacă stai cât mai jos, jetul e puternic și îl împinge. Dacă tu ești sus aici, nu ajunge până jos. Trebuie să aibă suflu. Gata, mă, acum știu. Hai să vedem dacă știi. Fac cu beră. Hai, bine. Deci la primul, ăsta a fost așa. Ăsta e test. Acum începi. Startul. Gata, hai. Mă. Danule, te fac acum. Ia să vedem, mă. S-a pronunțat. Ia uite. E bun. E bun? Da, e bine, perfect. Ajungi. Cum îl înveți obiceiul tale să pune șasichile? Da, și mă, că e bine. Cum îți vine ție bine să o întorci? Așa, să-l ții la... Uite așa, exact cum ești tu cu mâna aia. E perfect. Da, mă, da. Aproape de pământ, da? Da. Ha. Și îl întorci aia așa brusc. Îl întorci, bam. Uai, nu. Unde e? A venit înapoi, dar știi care treaba? Gata, m-am înțeles. Ascultă-mă, ai dat bine, dar ai ținut prea drept. Prea drept. Nu luăm înălțimea. Am ținut în sus, da, nu? Trebuie să ții puțin mai într-o parte, așa. Gata, m-am înțeles, să vezi ce te fac. Fii atent acum, dar dacă... merge să mai cumpărăm o bere, că e forța asta. Dacă tot am început cum ar veni, acum am început pe bune, da? Ei, mai lasă și pune acum. De aici pleacă. Poate știu că nu se duce. Fii atent, 2, 4, 6, 2, 4. Mi-a sărit bere încă. Mai alegeți unul de la mine, tu ai 4, eu am 6. Ai 6? Sprite-ul. Da, alegeți unul de la Sprite, mine. Sprite. Sprite ceva din spate. Sau cola, Sprite sau cola. A fost unul de test aici, eu n-am dat niciunul de la mine. Nu? Sprite sau cola. Lasă-mă și mie o cola, are două cola. Da, mă, da, hai că e o Sprite. Așa, da? Fii atent, dau drumul și la cadrul 2 din spate, hai. De acolo, să-l prindem și dăm drumul. Vrei să dai tu primul acum? Suntem la egalitate. Păi stai, mă, din nou. Da, mai lasă-mă primul, ai 5, să-mi placă. Ai deci 5, acum începem. Acolo. Începem acum sau? Da, începem. Da, zi, uite, zi Bogdane, cât până aici? Dă-i. Tot cum ai făcut ăla. Ia, mai dă puțin. Gata. Așa? Perfect. Mi-ajunge asta? Ți-ajunge, lejer. Trebuie să-i dai forță cu asta, da, mă? Pentru că sticluțele sunt mici, nu sunt alea mari și nu-ți trebuie foarte mult. Stop, ți ajunge. Ascultă-mă. Bă, lasă-l, mă, să-l pune. Bă, ascultă-mă că ți ajunge. Mai am un spipad, mă. Pune-l, frate, șpada, dacă pune-l, vrei tu. Mă, că vreau să sară mai mult. Nu e toată șmecheria asta, că dacă pui prea mult, ia înălțime. E vorba și de poziția în care îl ții. Da? Așa să mă dau eu de aici cu de la linia asta, ai zis. Da, frate, ok. Hai să te văd. Ți-a spart, Danule. A fost bună tactica asta să-l împingi, pe bune. Ți-a spart, Danule, uite tu mai mult la dat. Să ține minte că... Bine-s. Păi nu, că lăsăm ăsta aici. Deci, are o leacă dacă mă întreb pe mine. Este, frate, până este acolo. Este la egalitate cu ăla, dar o să-ți dau și mai mult, o să vezi. Fii atent, dacă eu îl depășesc, de aici începe numărătoarea, un punct cu un punct, da? Hai să vedem. Ce știi, că prea te lauzi în continuu. Mai descărcăm ceva gaz și revenim. Fii atent, hai să-l întrecem cu Fanta, zic eu. Hai, Danule, că mai ai două baterii, două liniuți la baterie. E imediat și cu se termină în 10 minute, gata. Ai văzut cât a pus? S-a dat în spectacol. Cărbine și abia l-am pus așa, mă. Băi, ce mai râde frere din spatele camerei de acolo. Hai. Ia, fii atent. Ești la lua? Ia să vedem. Nu m-a luat. Băi, Dima, lasă-mă încolo. Ia uite-te de aici, luat, după drept. Băi, ești nebun. La un pas. La modă nu e egal. Ia stați acolo. Ia zi, Badar. Nu e, uitați unde sunt eu. Gen și cum vine. Eu sunt drept. Eu sunt dreptul lui Danu. Deci aici ar trebui să fii. Da. Da, hai, fie. Ia-te, dau acum. Primul punct l-am luat eu, da? Da, mă, da.
Gata, să strângem și astea de aici. Ai văzut? Că n-a pus mult gaz, adică nu e neapărat asta. Hai, Bogdan, ne ajutăm aici. Bombă astea, crede-mă. Trix aici. Deci, fii atent. Am strâns și sticlele astea ca să nu le lăsăm acolo. Să ne încurcăm de ele, știi? Uh-huh. Ia, arăte să văd. E bun. Mamă, fii atent că ăsta de la... ăsta cu Sherry, e forță. Gata, nu? Gata. Hai, Bogdane. Haide, dă-i. Ești gata? Eu-s gata, frate. Mamă, bă, vezi că... Da, da, vezi că s-a dus o leacă, uite la aici. Eu nici nu l-am prins. Mamă, cum a sărit ăsta, nici nu l-am văzut. Drept. Nu-l mai lovi așa, că nu-i bine. Nu? Nu-l mai lovi. Să-l ții să-și ia presiune. Simt. Hai că e ceva. Pă bune, adică da, dacă mă trebuie. Da, dar te bate, te bate. Aici și ăla acolo. Stânca data trecută. Este leacă. Nu-l mai lovi așa. Aha. Lasă-l doar așa ușor, dacă îl lași ușor, că de pus să-l pui bine, ca înclinație. De pus să-l pune foarte bine. Îl înclină bine. Da, să vedem cu șepsul. Ăsta ar trebui să fie panoramă. Ăsta... Așa știu și eu, dar știi de ce mă iau? Că nu-i departe cu ăla și mă bazez pe treaba asta, știi cum zic? Acum ar veni el de alege... Strategic. Strategic, da, așa. Tactic. Ce ai, mă, stai... Plecă pierzător acasă la challenge ăsta meu, cum ar veni. Gata? Nu știu ce să zic, Badan. Să mor eu, dar nu e egal. Bă, e egal. Da, mă, egalitate, uitați. E remiză, mă jur. E egal. Bă, frate, da, jur. E egal, egal. Asta nu s-a mai întâmplat. Până acum nici noi n-am pățit chestia asta, așa, mai făcut concursuri din astea așa cu gaz. M-am mai făcut așa când ai luat-o, te-am rupt. 6-2, nu mai știu să te. Nu mai știu, mult rău, nu mai zi, nu mai zi, lasă așa. Să uite de ce lumea. Nu faci nici cu de la mari? Bă, dacă puteți să faci și cu alea mari. Dacă vă place partea asta în care l-am învățat pe Dima să lanseze sucuri cu gaz, vedea la urmă și cine o să fie câștigător, o să-l aducem să lanseze și sucuri mai mari sau cantități mai mari de gaz. Ia vezi, Bogdane. Ia. Tu ești ajutorul meu. E bun, e bun, e bun, e bun, e bun. Nu e prea putut. Nu, no, că e mica asta. E bine așa. Bag aici. Să mă vezi acum în București, pe caz numai cu de-astea. Numai cu gaze. Da, e la balcon direct. Deci nu mai lovi așa, da? Întoarce-o. Ușor. Bă, de ce mi se ducem încolo? Hai, că e forță! S-a dus înapoi. Îți zic eu de ce. Și ce de ce? Tu când îl ții așa, îi dai drumul repede. Da? Ai înțeles? Dar nu mult, dacă îl ții strâns, vezi că nu mai pleacă, cade aici. Trebuie să ții foarte, foarte fin așa. Și să-l aduci în poziția asta. Îl ții prea drept. Nu l-arunc așa. Nu, tu trebuie să-l simți când pleacă el. Când a plecat, el îi da drumul. Fii atent, uite-te aproape la ce face. Bine, bine. La ăsta nici nu... Ce, să-l iau pe care să-l iau? Ia pe cel mai prost. Îți dai seama pe cel mai prost îl iau. Acum, băieți, o că... Îs eu o gaz de rea, dar... Nici nu pot să-l las așa, că Bogdan a ales cele mai bune sucuri. Uite, fii atent. Ăsta îl folosesc mai mult pe post de tutorial. Să te uiți atent, da? Am pus mult. Ce minte. Hai. Uite, fii atent. Îl țin așa cu două degete, da? Da. Și când îl întorc, îl țin 2 secunde. Uite. Uite. Ai văzut? Și când am simțit că pleacă, i-am dat drumul. Hai că mai luat. Pe ăsta l-am făcut la șto, așa. Pe ăsta l-am făcut mai mult să-ți mai explic o dată, să vezi cum funcționează. Ia. Mai scot. Nu, e bun. E bun? Da. Ăsta poți să-l folosești pe tot. Zi, mă. A? Zi tu, Badar. Da, mă, dă-i acolo, pune cât mai mult, nu te mai lua după el. Cât e mai mult, cât ai mai bine. Ai pus cam puțin așa, dacă mă întreb pe mine. Vrei să-i mai fac gaz? S-ar putea să te trag în țeapă. Hai, mă, să vedem. Eu știu cum... Da, mai fă-i puțin. Știți care-i treaba? Afară-i frig, ăsta e rece ca gheața. A înghețat patentul. Uite-l și l-a înghețat. Vezi și rămâne? Ăsta ajunge la minus, nu știu, 30 de grade, ceva de genul. Mamă, ce rece. Gata? Gata, ajunge. Mamă, hai să-l vedem pe ăsta, dacă se duce ca lumea. I-am făcut pe plac, i-am pus cât ai vrut tu. Deci ai văzut, da? Știi cum. Îl întoarci cu două degete. Nu prea drept, așa, că după o ia iar în sus. Aia zic. Deci, da, hai că mă prind. Ceva e bine. Dar trebuie să faci cu 20 de sticle fiecare, să știi. Hai, Dan, le dă-i. Dai, stai acolo? Stau aici, hai. Fii atent.
Hai, odată că... Mamă, mi-a înghețat mâna pe mânușă. Da, da. A luat fratele vostru aici Fanta de grefe. Ăsta cred el cu Fanta ăsta că face el ceva acum. M-am turnat direct pe mână și mă bată, m-am înjurat bulangiul. Hai, mă, dată! Bă, m-am turnat pe mână, mi-a înghețat ăsta. Stai, stai, că te vede, te vede. Așteaptă-l. Gata, mă, da? Hai! Ce e asta, mă, sunt mortul? Asta a fost cel mai mare fail, să mă bată mama. N-ai pus gaz sau n-ai mai da, pus m-am și, dacă zic și cât am pus acum, vrei să dau pe bune? Da, s-a anulat efectul. Da, mă, pe bune, cred că are dreptate din masă. S-a anulat și de ce a făcut aici un strat din ăsta mare de gheață. Și n-ai mai trecut. Mai avut post. A înghețat acolo și n-a mai trecut, are dreptate. Vezi când ești calic, ce se întâmplă? Ce se fac, dar oricum, dar du-ți departe, frate. Da, l-a dat alea, că nu mă aștept. Cât e scorul, mă? 2-1 cred că pentru vedem Dan. Vedem la văd eu la 2-1, păi avem ba nu, că acum tu l-ai luat. Ba nu, are 2-1, are 2-1. Că a fost o remiză. Da, m-a fost și o remiză. Da, e gen cu un punct în fața lui. Bă, fii atent. Bă, e bine. Nu e rău. Tu știi că nu e rău, ia fii atent, că vreau și eu să încerc aceeași chestie. E bine. Ce mai vrei tu? Hai acolo, Bogdan. Noi îl filmăm de aici. Da, așa că eu mă întorc și arăt în partea asta aici. Hai! Iar cum, iar cum. Fiți atenți, băieți, stai așa să văd dacă filmează. Filmează, ok. Am vărsat sucul acum, turnăm și niște gaz aici. Băieții s-au dus să stea acolo lângă sticlă, ca să vadă unde ajung eu cu ea. Am pus niște gaz și ne întoarcem. Hai, să vedem. Ne mutăm un pic? Stai așa, stai. Să ne simțim deja. Nu, stai așa. Hai, mă, încă un pic. Ok, bravo. Gata, mă, tău. Hai să vedem. Eu stau fix aici, la sticlă. Nu s-a prins, nu s-a prins. M-a stropit o pomă. Slab, slab. Uite unde e ăsta. Te-am luat. Hai, Dan. 2-2, Danule. Ha, mă, pe bune. Ce vrei, mă, cum adică? Uite. Nu mai am nicio sticlă ca să facem o departajare. Ia uite. Aici cum rămâne 2-2. Rămâne 2-2, că n-am ce să fac, nu mai am nicio sticlă, nu mai am nimic. Trebuie să facem gudarea mare. Trebuie să ne luăm, trebuie să mai facem un challenge din ăsta cu gaz, cu cantități dar mai mari. Dar cu bidoane nu putem să facem? Ba da, putem să facem de toate, orice. Și turnăm o sticlă de suc în bidon. Să facem ceva mare așa. Asta hai că am învățat și aici Caterinca. Nu mai aveți nimic? Păi nu mai am nimic. Mai trebuia niște apă, n-ai niște apă în mașină, n-ai nimic? Nu am absolut nimic în mașină. Fa, era bun. Cum și așa? Rămâne egalitate, ce vrei să fac? Bă, pentru primul meci, asta vreau să zic acum, pentru prima oară ar trebui să fie o problemă, că e prima oară când lansează gaz din ăsta. Da, dar poate te bătea, frate, n-ai dus să știi. Da. Te-ai gândit? Hai, da, ai venit acum. Eu nu știu, frate, nu se știe niciodată. Noroc începătorului. Am turnat de nou la pămână. Și mi-a înghețat cu tot cu mânușe. Gata, băieți, ăsta a fost challenge-ul de azi. Ne ducem și noi acasă. Nu știu dacă observați voi, dar s-a întunecat foarte, foarte tare. Pe cameră nu se vede la fel. Am trecut pe ora de iarnă și nu știu pe ceasul. Cred că e 5. Cred că e 5 și un sfert și deja e întuneric afară. 17 și 13 minute. 5 și un sfert. Deci, la ora 5:20 nu mai ai ce să faci. Nu poți să mai filmezi afară, nu poți să mai faci nimic. Bă, îți mulțumesc tare mult, Dima, că ai participat la channel-ul ăsta. Sper că ți-a plăcut chestia asta. Bă, m-ai jucat cu asta toată ziua, sincer, Caterinca. Da, chiar e mișto. Sunt niște jucării așa de copii mai mari. De copii mai mari, dar da, vezi că și periculos. Este periculos. De fiecare dată când am făcut videoclipuri cu gaz, v-am sfătuit să nu faceți chestia asta acasă. Doar supraveghează cineva. Și nici acasă la altcineva. Și nici măcar. Lăsați, vă uitați la noi și cam atât. Până acum rămâne remiză, rămâne să decidem cine câștigă la următorul. Doamne. Nu înțeleg, dar tu nu câștigi la astea, te-am bătut, te-am spart. Cred că asta el abia a venit. Trebuie să schimb 2, tematica. 2. Alegi tu altceva, cu mașinuții din alea de copii mici. Trebuie altceva. Fii atent că e bună ideea. Asta deci îmi dai bani pe idei dacă vrei să faci ceanțul. Cu mașinuții cu din astea să pui gaz. Că asta ai vrut să spui. Asta a fost vlogul, băieți. Apăsați butonul de like acolo să strângem 40.000 de like-uri, eu zic că strângem 40.000 de like-uri și faceți cu din alea mari de 2 și litri. Și facem cu cantități mai mari. De 2 litri. Da. Până data viitoare, Dima, Bogdan. Vă pup. Vă salutăm. Ceau.